Tipuri din trecut, de Mihail Lermontov. Adaptare radiofonică de Ned David. Ai fost în beci, Ivane? Băi, măicuță, Daria, ce să fi căutat în beci de dimineață, a? Cum ce să fi căutat? Vrei să te spun cu coanei? N-am năpotit apa în pivniță când a dat ploaie ieri? Aha, păi da, vezi, așa te înțeleg. Am fost Daria Grigorievna. Chiar ieri am curățat și am șters peste tot. Păi cum să nu mă duc? Acum mă duc la stăpânul meu, la Iuri Nicolaici. Poate mă așteaptă. Nu te așteaptă el pe tine. Are de lucru cu alții. Cu taică-su, cu frate-su. Că de când cu atâția muzafiri aici, nu mai ies la socoteală două lingurițe de argint. Mă crezi? Cum să nu te cred, Daria? Dacă spui dumneata, mai că-i de mirare. Că dumneata le ții toate sub cheie. Păi așa ca toate cunoasele pe mine. Și martorul e cel de sus, cu câtă credință îi slujesc eu, Marfa Ivanovna, bună noastră stăpână. Păi cuță, Daria, auzi? Dar pentru că veni vorba, de ce oare ești supărată cu coana pe noi? Păi, de ce nu ne ducem noi? Adică Iuri Nicolae și stăpânul și taică-su Nicolae Mihalici și eu la baștina noastră, adică la noi acasă. Îți spun numai decât. Ascultă aici. Când a murit mama stăpânului tău, adică fica Marfa Ivanovna, cu coana mea. Da. Nicolae Mihalici s-a învoit să lase pe unul din fiii lui, pe Iuri Nicolaici, aici la stăpâna mea. Așa. Ca să o mângăie în durerea ei. Uite, și el cu celălalt fiu al lui Alexandru. Așa, Alexandru. Au plecat la țară. Au trecut ani. Dar acum a venit să-l ia pe stăpânul tău acasă. Aha. Ca să-l însoare. Și de asta e tare amărâtă cu coana mea. Cum să se mânie careva din atâta lucru? Eu unul socotesc că tatăl are dreptul oricând să-și ia fecerul la el, că doar ea lui, nu? Banca a fost foarte bun, Nicolae Mihalici, și a avut milă de soacră-sa când a văzut-o atât de amărâtă. Altul n-ar fi făcut asta. Nu și-ar fi lăsat o drazla pe mâinile ei, nu? Da, păi cum și-ar fi crescut el copilul? Că Nicolae Mihalici, mai că n-are din ce trăi. Măcar că face pe boierul. De unde ar fi luat babacului stăpână tău câte 4.000 de ruble pe an să-l învețe pe Iuri Nicolae atâta limbi străine? Dașca! Iauzi! Hey. Dașca! Du-te că vine stăpâna! Am plecat! Dașca! Ascultă, Dașca! Cum ai avut îndrăzneala să dai la gătit două găini pe ziua de astăzi fără să mă întrebi? Răspunde! Iertare, stăpână! Știam că două-s prea mult, dar n-am avut când să dau seama și domniei voastre. Bine, dar altădată să-mi dai seama. Adică este, dar cum prea mult? Nici nu o să avem ce mânca la masă. Vrei să mor de foame? Pun acoș să ți se tragă palme aici, în fața mea. Da, nepotul Iuri, pe unde o fi? Cred că stă de vorbă cu taică-su. Tot acolo. Ia uite-l cum se poartă. Când era mic numai cu mine stătea. Și cât m-am străduit să rămâi așa. Mereu am căutat să-l îndepărtez pe Iuri de tată-su. Păi, nu știu eu cu coana. Da, degeaba. Nu vezi? Tot au izbutit alții să-i vâre în cap că eu i-am luat lui tată-su moșia rămasă de la nevastă-sa. Va să zică de la fata mea răposată. Păi, n-o să-i rămâie nimic lui Iuri de la mine. Nimic dacă nu se poartă frumos. Firește cu coană, dacă s-o purta frumos altfel. Mi-ai trimis poruncă să vin la dumneata, bunico? Da, dragă Iuri, da. De mult tot voiam să stau de vorbă cu tine. Dar cum, izbutesc foarte rar. Îmi pare rău, însă nu-s eu vinovat. Dar nici eu? Una, două, ești cu taică tu. De mine nu-ți mai pasă. Pe semne că ți-i cam îmbătrânit și m-am prostit. Știi bine, bunico, că încă de la moartea mamei am stat foarte puțin cu tata. Vrei să mă lași singură, părăsită de toată lumea? Da, nu ai pe Daria, dumitale? Dar de ce te lești de ea? Știi bine de ce. Te-a sfătuit și te-a ajutat în toate răutățile pe care le-ai făcut. I-a sotrăvit viața tatălui meu. Moșia pe care, dragă doamne, i-ai dat-o ca zestre mamei, ați luat-o înapoi prin înșelăciuni și minciună. De îndată ce biată de ea și-a dat sufletul. Ingratule, nu ți-am dat de mâncare atâția ani? Nu ți-am făcut educație? Multă suferință și multe nopți fără somn am avut din pricina creșterii ce-mi dădeai. Ai căutat cu tot din adinsul să-mi sădești în suflet ură față de tatăl meu.
Nu-ți datorez nimic. Plec acasă. Nu! Nu! Daria! Daria! Daria, repede! Repede, dă picăturile! Dar ce s-a mai întâmplat? Iuri! Iuri mă părăsește! Pe mine, care l-am crescut! Oh, stăpână, ce oameni răi! Da! Și ce am mai plâns eu azi de mila dumneavoastră? Ia uite, maică! Mi s-au făcut ochii cât cepele! Da, dar habar n-au nici el, nici tatăsu, că-l desmoștenesc pe nerecunoscătorul ăsta. Un ban nu-i las lui Iuri, un ban și nici măcar un petec de pământ. Da. Bine faceți, uite, bine faceți să vindeți moșia, că în actia dumneavoastră. Da, da, să da. Puneți bănișorul sub pernă, că o să vă prindă bine la bătrâneță. Da, întocmai am să fac, Dașca. Da, da, tare mă doare sufletul. Se vede că așa am fost eu blestemată. Să întâlnesc zilele la bătrânețe singură pe lume. Singură. He, acum că suntem acasă, Iuri, să-ți spun drept, nu mai credeam că o să ajung să fim iarăși toți trei împreună în casa noastră. E, ca. Da, sunt bătrân, nu mai am putere. Presimt că acuș, acuș mă cheamă Dumnezeu la el. Și emoția acestei bucurii. Tătucă, tătucă, nu mi se pare că ești chiar așa fără putere cum spui. Te pomenești. Spune-mi, Alexandru, nu cumva am întinerit de când a venit acasă, frate tău? Da, așa e. Niciodată cât ai fost numai cu mine, nu te-am văzut atât de vesel cum ești acum. Nu-mi face reproșuri, dragul meu, Alexandru. Nu-mi face reproșuri. Cu tine am fost tot timpul. Dar el, de câți ani n-ai mai fost acasă cu noi? De câți ani n-am mai avut prilejul să te sărut, Iuri? 4 ani. De 4 ani. 4 ani. Și tare mi-a fost doar de tine. La chip ești leit, răposata voastră, mamă. E vreme, sunt ani mulți de când Iuri n-a mai dat pe acasă. Nu i-o fi fost dor de noi și nici de alții. Dar aici s-au schimbat multe. S-au schimbat toate. Afară de noi. Eu cred că n-am rămas nici noi neschimbați, drag Alexandru. Ei, tu, Iuri, ai mai umblat prin lume. Ai văzut multe, dar noi aici, ca stâlpii de la gard. Cred că nici n-ai să o mai recunoști pe prințesa Vera. Ce prințesă? Te faci că nu știi. Vera Zagorskina. Vera? Mm-hmm. S-a măritat cu prințul Ligovski. Vera, iubirea ta de odinioară, din copilărie. E, iubirea mea. Dar de unde? Și zi s-a măritat. Și încă cu un prinț. Dar păi cum? Prințul Ligovski are pe moșiile lui 3.000 de suflete. Ia uzi, 3.000 de suflete. Dar cred că al 3.000-lea suflet al lui e ultimul. Lasă, lasă, n-ai tu grijă, e un om foarte onorabil și nevastă s-ar iubește mult. Vin amândoi azi la masă la noi. Da? I-am invitat în cinstea ta. Te bucur, nu-i așa? Da, mă bucur. Prințul își adoră soția. E în stare să facă orice ca să-i fie pe plac. Toate prietenele ei o invidiază și spun că mai bine decât așa nici că putea să o nimerească Vera. Ce, Ivan? Iuri Nicolaici. Un țăran vrea să vă vorbească, nu știu ce. Zice că în sat la ei s-a auzit că dumneavoastră sunteți stăpânul moșii, nu Marfa Ivanovna. Așa s-ar cuveni să fie. Dar din păcate, totuși, Iuri, stai de vorbă cu omul, vezi ce vrea. Bine, tată. Hai, Alexandru, să ne plimbăm câteva minute prin grădină. Bună ziua, moșule. Bună ziua. Ia spune, ce nevoie te aduce la mine? Să rumână, conașule. Am auzit că înălțimea voastră a devenit stăpânul nostru, că Marfa Ivanovna... Vezi că nu e așa. Moșia ea o stăpânește și acum. Dar cine ești? Hai, spune-mi, de ce ai venit? M-a trimis vămăria ta întregul sat să mă închin la picioarele domniei tale, ca să fii ocrotitorul nostru. De ce, omule, poate nu vrei să vă despărțiți de stăpâna voastră? Ba vrem... Și dacă nu se poate altfel, cumpără-ne, tătuțule. Nu sunteți mulțumiți de moșereasa voastră? Ori nu te înțeleg eu bine? Of, tare greu o duce. Vai de sufletele noastre. E, hai, frate, zi mai cu curaj. Stăpâna voastră e rea cu voi? Rea, boierule, tare rea. Că zău, nu mai putem răbda. Vă suprește?
cum îi se năzare înălțimii sale. Ne biciuiește, tătuțule, și încă cum, pentru nimica toată, mă, de cele mai multe ori fără nicio pricină. Cum asta? Chiar Marfa Ivanovna cu mâna ei? Nu, Maria ta, administratorul. Că administratorul ombrobodește cum vrea. Și ea le face toate după cheful lui. Dacă nu-ți salți căciula de cum l-ai zărit, apoi să știi că ai pățit-o. Dar bucate vă de la câte aveți dreptul? Dar de unde? Ne fură, ne înșeală la măsurat, ne încurcă în datorii. De ce nu reclamați autorităților? Nu ne ajută. Ba, o pățim și mai rău. Ce pot face, omule? Nimic! Nimic! Și tare mă doare asta. Cumpără-ne, bunule părinte. Așa ne-ai putea scăpa. Cumpără moșia, dacă nu o poți lua altfel. Cu ce să cumpăr moșia, omule? N-am bani. Sunt om sărac. Bunica mi-a răpit moștenirea. Aș cumpăra eu moșia, dar cum? Cum? În fine, o să mă gândesc. O să mă străduiesc să găsesc o cale să vă ajut, omule. Să-ți dea Dumnezeu viață lungă și fericire. Să-ți dea tot ce-ți dorește inima. Și să te binecuvintezi. Rămâi cu bine, boierule. Ce-ai hotărât să faci coapfele astea? De hârtie mi-arde mie acum, Alexandru. O să vedem mai târziu ce o să facem cu ele. Nu mă simt în stare să fac socotel când îl văd pe Iuri atât de frământat. Sunt într-adevăr. Parcă nici nu-mi vine a crede. Mă închipuisem că inima Verii Zagorskina nu-i de vânzare. Ori acum văd că m-am înșelat amarnic. Of, tineretul. Trebuia să-ți dai seama și tu că ar fi fost o nechipzuință din partea ei dacă se bizuia pe o pasiune din copilărie. Vrei să spui, tate, că acum a devenit chipzuită? Tu că misitul așteaptă, trebuie să descurcăm actele astea. Ai răbdare, Alexandru. Nu te înțeleg, Iure. Acum când ai aflat că Vera s-a măritat, ți se pare că te-a ofensat. Parcă ți-ar fi ciudă ca ea să fie fericită cu altul. E urât, Iure. Nespus de urât. N-are cum să fie fericită. Tu că nu te supăra, zău, te rog. Actele sunt foarte urgente. Nu mai terminați o dată cu conversația asta. Am spus, Alexandru, că nu pot acum. Mai pe urmă. Veșnic tot cu hârțoagele și cu misiții. Păi sigur, altfel pierdem și casa, că nu mai avem bani. Au nu știi, tu că. Cum să nu știu? Dar vezi că am o discuție la fel de serioasă. Nu, Iuri. Nu-i bine cum gândești. De altfel o să vezi tu însuți că ține Vera la bărbat. Nu pot crede asta. Toate neamurile ei spun că e o căsnicie fericită. Și eu, tătucă, rămân încredințat că Vera nu-l poate iubi pe prinț. Ba-l iubește, știu eu bine. Lasă, Alexandru, nu-ți mai da părerea. Iar tu, Iuri, nu te supăra pe frate tău. E atât de calculat încât pot pune rămășa că niciodată nu o să se îndrăgostească. Niciodată nu o să facă vreo nesăbuință. Da, fiindcă am capul pe umeri, tătucă, mă păzesc și pe mine și păzesc și pe alții. Ai dreptate, Alexandru, ai dreptate. Iar ție, Iuri, am să-ți dau un sfat. Vera e fericită, sunt încredințat de asta, dar e tânără. Nu te lăsa ispitit niciodată de gândul de a distruge fericirea lor conjugală. Promite-mi, fiul meu, că o să rămâi om de onoare. Tătuță, ai dreptate. Dar nu-ți pot promite mai mult decât știu că pot îndeplini. Așa că îți dau cuvântul meu de onoare că n-am să fac eu primul pas. Iuri, te rog. Știi doar că între cei din familia ei și mine e o veche prietenie. De aceea te rog. Stăpâne, prințul Ligovski și prințesa. Ce surpriză! Să poftească! Nicolae Mihalăci? Da, am onoarea să vă felicit pentru întoarcerea fiului dumneavoastră, Iuri Nicolaici. Mulțumesc. Cred că sunteți foarte bucuros. Vă mulțumesc din suflet, principe, pentru felicitări. Când veți fi tată, mă veți înțelege și mai bine. Da, așa e. Mai cu seamă că sper să fiu tată în curând. Oh, Nicolaici, vi-l prezint pe soțul meu. Aș vrea să fiți prieteni. La dispoziție, prințesă. Da, la fel spun și eu. Îmi plac prietenii. Ce ziceți, Nicolae Nicolaici? Am îmbătrânit mult. Cine-i fericit nu îmbătrânește, prințesă. L-ați îmbătrânit deloc. Deși acum
arătați altfel. Sunteți mulțumit, principe, de noua dumneavoastră locuință? Oh, foarte mulțumit. Totul e admirabil. Numai împărțirea casei e cam ciudată. Atâtea uși și unghiere și scări care dau în spatele casei, încât în primele zile era cât pe aici să mă rătăcesc. Dar acum mă ocup într-una de aranjatul camerelor. Da, nici nu vă închipuiți cât de gentil e Pierre al meu. Azi dimineață, cum mă trezesc din somn, numai ce văd pe măsuța mea de toaletă tot ce se găsește în galantarele unui magazin de mode. Cadouri din partea lui Pierre cu prilejul mutării noastre în noua locuință. Asta e o dovadă că prințul acordă un foarte mare preț iubirii cei purtați. Da, într-adevăr, Iuri Nicolaici, îmi place să-i prilejuiesc mereu soției mele. Câte o bucurie. În schimbul fiecăreia din mângâierile ei dau 10.000 de ale mele. Dar de ce sunteți atât de îngândurat, Alexandru Nicolaici? Ieri la noi erați mult mai vesel. Dacă doriți, vă pot înveseli. Poftim, sunt chiar curioasă să te aud. Da. Atunci să vă povestesc cum plângea una din vecinele noastre când fiică-sa a refuzat un pretendent care avea 1.000.000 de ruble. Știți de ce l-a refuzat? Pentru că pretendentul nu se bărbierea decât o dată pe săptămână. Alexandre, frate, asta nu prea e de râs. Eu în locul vecinei mă îmbolnăveam de-a binele. 1.000.000. Păi cu 1.000.000 nu-ți mai trebuie nici suflet, nici onestitate, nici nimic. Majestatea sa, milionul. Asta e cheia raiului. Ce mai? Ei, Iuri, nu toți judecăm așa. Toți suntem la fel sau aproape. Ce fascinant e 1.000.000. Toalete, cadouri, eleganță orbitoare, scuzarea defectelor și a viciilor. 1.000.000 e un izvor de stimă, prietenie, chiar dragoste. Nu cred că gândesc mulți așa, nu te știu eu ce știu. Asta e filozofia și religia lumii în care trăim. E o rușie. Pierre, spuneai că dorești să-l inviți pe Nicolae Mihalș, să-i arăți cum ne-am aranjat. Da, să mergem. Dacă te rog să vii, Nicolae Mihalș. E atât de aproape. Cu multă plăcere, cu multă plăcere. Te rog. Privește, Vera, copca de la colierul tău de briliante. Îți place cum a fost reparată? N-ai avut până acum curiozitatea să te uiți la ea de când a adus-o bijutierul? Da, e foarte drăguț, dar sunt și pietre noi în colier. O amabilitate din partea bijutierului. Pricep, nu vrei să-ți mulțumesc ție? Cu cât trece timpul, cu atât ești mai generos. Îmi pare bine că ți-am dăruit ceva care te face fericită. Mi-a plăcut foarte mult tânărul Iuri Nicolaici. Dar ție. Ne cunoaștem de multă vreme. Da, mi-am dat seama și nu-i deloc urât. Chiar cu zâmbetul acela atât de ironic. Place pentru că e un om care nu știe să-și ascundă sentimentele. L-am văzut o singură dată și am și început să țin la el. Dar tu? Da. Ce dorești, Vasca? Iura Nicolaici așteaptă să fie primit, stăpâne. Spune-i să poftească. Da. Iuri aici. Principe, am considerat că e o datorie să vă fac o vizită pentru a vă asigura de stima ce vă păstrez. Soția mea și eu vom face tot posibilul ca datoria aceasta să devină o plăcere și pentru dumneavoastră așa cum e pentru noi. Vă mulțumesc. Tocmai discutam cu soția mea și închipuiți-vă că ea vă crede un om ironic. Poate că prințesa are dreptate. Nefericirea te face rău. Dar ce nefericire puteți cunoaște când sunteți atât de tânăr? De pildă, cea pricinuită de întâlnirea după un timp îndelungat cu persoana adorată. Dar asta e marea bucurie a tinerilor. Dar cum ar putea fi ea un izvor de nefericire? Am revăzut ființa de care m-am îndrăgostit în nebunește acum câțiva ani. Și acum? Acum. Da. Da, vă rog și eu, Iuri Nicolaici, spuneți-ne, ce se întâmplă acum? Eu romanele nu le pot citi pentru că sunt închipuiri, dar de cele adevărate sunt foarte amator. E greu să vă povestesc. De ce? Când am cunoscut-o, ne consideram doar prieteni. Îmi plăcea firea ei, era o fată entuziastă, avea fermitate și noblețe. Așa. Întâlniri, plimbări, o întâmplătoare strângere de mână, apoi s-a aprins în sufletul meu scânteia. M-am îndrăgostit. E mișcător. Și mai departe?
Declarația de dragoste mi-am făcut-o îndemnat de ea. Ani de zile am stat departe unul de celălalt. Ani care pentru mine au trecut triști, nesfârșiți. Dar n-am uitat vechea mea iubire. Interesant. Totuși, intriga romanului dumneavoastră e foarte obișnuită. S-a mai întâmplat apoi ceva? Să zicem, principe, că acesta ar fi sfârșitul. Vă rog să mă îngăduiți să mă retrag. Da, încotro aveți de gând să mergeți? Oriunde. Atunci haideți cu mine la plimbare. Cu plăcere, prințe. La revedere, Vera. Ne iert, draga mea. Dar cred că o plimbare va face nespus de bine tânărului meu prieten. Haide. Iarăși mi apare în fața ochilor. Iarăși, draga mea, Vera, pentru că te iubesc. Te iubesc ca nimeni altul. Sunt prietenul tău cel mai credincios. Sunt sclavul căruia poți să-i poruncesc să moară pentru tine. Pleacă, Alexandra. În tine sunt întrupate însă și căința și rușinea mea. Pleacă, te implor, Alexandra. Nu mă mai iubești, Vera? Te urăsc. Ura ta e mai ușor de suportat decât indiferența ta. Dar nu-ți dai seama că unei femei, după ce a făcut un pas greșit, tot îi mai poate rămâne în inimă o scânteie de conștiință. Nu-ți dai seama că regret până dincolo de orice fapta noastră? Îmi dau seama, amor propriu rănit. N-ar fi fost vorbele tale pline de otravă, aș mai fi avut fericirea de a putea privi cu seninătate în ochii oamenilor. Era, sunt al treilea bărbat pe care îl trădez. Se va ivi și al 20-lea cu timpul. Adevărul este că nu iubirea ta față de mine este o fără de lege, ci căsătoria ta, care este contrară legilor naturii și moralității. Mărturisește, Vera. Ți s-a reaprins dragostea pentru fratele meu? Nu. De ce mă torturez? Eu, care sunt gata să devin complicele tău numai ca să mă răsplătești din când în când cu un zâmbet. Nu mă tortura. Ucide-mă mai bine. Să te ucid eu. Ai fost și ești pentru mine îngerul mântuirii. Când am ajuns stăpân pe inima ta, m-am simțit în stare să dărâm și munții. Nu te-am iubit și nu te iubesc, Alexandra. M-am înșelat. Și la tot timpul. Lasă-mă, nu mă mai chinui, înțelege-mă. Bine, Vera. Bine. Dar te previn, voi fi mereu pe urmele tale. Voi ști tot ce gândești și tot ce faci. Vrei să scapi de mine, să dai nestingherită iubirea ta altuia. Iar acest altul e fratele meu. M-auzi? Știu bine acest lucru. Lasă-mă, te implor. Plec. Dar nu vei fi niciodată al lui Iurie. Auzi tu? Niciodată! Tătucă, astăzi ești mai slăbit decât oricând, tătucă. De ce oare? Bătrânețe, dragul meu, bătrânețe. Mi se apropie ceasul din urmă. Parcă voi să-mi spui ceva, Alexander. Da, o anumită chestiune în privința căreia trebuie neapărat să stau de vorbă cu dumneata. O fi povestea aceea cu dobânzile? Aveți tu n-am bani. În chestiunea despre care vreau să vorbim, tătucă, banii nu ne-ar fi de niciun folos. Atunci ce poate fi? E vorba de Iuri. Ce? S-a întâmplat ceva cu el? Nu te speria, tată. Fratele meu e teafăr, sănătos. A făcut cumva vreo datorie la cărți? Nu, fratele meu e omul cel mai chipzuit din lume. Uite ce, Alexandru. Dacă o să-mi spui ceva urât despre fratele tău, te anunț de la bun început, nu o să te cred. Aha. Știu că tu nu prea ții la el. O să zic că nu mă las să spun nimic și numai dumneata l-ai mai putea opri să facă vreun rău. Tu la toți vezi numai rău. Bine, atunci nu mai scot o vorbă. Nici nu puteți să te apăr. Nu mă apăr, pentru că nu mă simt vinovat. Doar că îmi pare rău, neștiind despre ce este vorba, n-ai să-l poți preveni pe Iuri. Pentru că e pe cale să se nenorocească. Hai să mă scoți din răbdare, Alexandru. Hai spune mai repede ce ai mai descoperit. Ce vrei să-mi comunici? Iuri e îndrăgostit de prințesa Vera. Știu. Cum? Adică bănuiesc că n-a uitat-o de tot. Dar ea? Ea? Moare după el. Sunt sigur. Am dovezi, pot jura. Cum asta? Ai dovezi? Am. O să ți le dau. Dar acum trebuie să acționez repede, tată. Salvează-o măcar pe ea.
încă două, trei zile și Vera nu o să mai poată rezista. Nu-l lăsa pe fratele meu să ajungă la o asemenea faptă. Da. Desigur că nu-i bine. Cred totuși că Iuri nu o să facă una ca asta. Nu o să aibă el inima să-și calce cuvântul. Da, nu, da, și într-o clipă de pasiune, de uitare de sine, o clipă doar. Da, nu-i bine. Ai dreptate. Și ce-i de făcut? Să stau de vorbă cu Iuri? Asta ar fi mai rău decât orice. Iuri a ajuns cam departe. Trebuie să-l înștiințăm pe prințul Ligovski, tată. Să-i spui totul de-a dreptul, altfel... Cum? Să riscăm ceartă între el și soția lui? Prințul este un om de înțeles. E bun la suflet. Spune numai atât că Iuri s-a îndrăgostit de prințesă. Cum să-i spun așa ceva? E datoria dumitale de tată, de om cinstit. Spune că dumneata nu ai nici cea mai mică bănuială asupra soției lui, dar că reputația prințesei ar avea de suferit. Dacă frate meu scapă cumva față de cine știe cine vreo vorbă, din orgoliu, dând a înțelege ceva, că de, ca să se laude, cum fac toți bărbații îndrăgostiți. Ar trebui să mă mai gândesc. Cum să fac așa ceva în pripă? Da. Trebuie să mă mai gândesc. Prințul Ligovski, stăpâne. Iată, acum fiecare minut e scump. Vezi, tată, însăși soarta ți-l aduce acum pe Ligovski. Uite, eu trec în camera de alături. Nu e bine să fiu de față la discuția voastră. Mă bucur că te găsesc sănătos, Nicolae Mihalici. Sunt doar în trecere. Am cutreierat magazinele ca să cumpăr gătel de sărbători. Da. Mare bătaie de cap și asta. Tineretul habar n-are ce înseamnă să fie însurat. Mai mare dragul, principe, să vă vadă cineva cât țineți la soția dumneavoastră. Într-adevăr, țin mult la ea, Nicolae Mihalici. Da. Cu toate astea, știți, țin și la tradiție. Da. Nevasta să mi se supună. Da. La nevoie mai strâng chingă. Da, și... Ohoho, dacă e vorba de strâns chingă, mă pricep bine. Da. Da, dumneavoastră, cum stați cu sănătatea? Mulțumesc, principe, bine. Azi mă simt totuși, nu știu cum, cam slăbit. Ba mai am și o supărare pe suflet. Supărare? Dar ce fel de supărare? O supărare care vă privește și pe dumneavoastră. Pe mine? Da, datoria mea de tată îmi spune să vă aduc la cunoștință. Numai că nu știu cum să încep. S-a întâmplat ceva? Fiți pe pace, principe. Nu e încă nicio primejdie. Bine, atunci care-i supărarea? Vedeți, soția dumneavoastră, înainte de a se mărita, da. Înțelegeți, cu frumusețea, cu grația ei și... Da, așa e, da. Nu zic asta pentru că e soția mea. Eu nu mă țin de poezie. M-am însurat că tot trebuia să mă însor odată. Am luat-o pe Vera pentru că are o fire bună, potolită. Da. Și se cade să-mi iubesc soția, însă fără fleacuri sentimentale. Da. Dar continuați, Nicolae Mihalici. Da, să continui. Nu mi-e tocmai ușor, principe. Dar vă rog, Nicolae Mihalici, dar nu vă jenați. Să vă spun pe șleau. Te rog. Iuri s-a îndrăgostit de soția dumneavoastră. Cu? Înainte ca ea să se căsătorească. Și se pare că și ei, mă rog, Iuri nu i-a displăcut. Cred că acum pasiunea asta le-a trecut, nu? Din păcate, nu. Bineînțeles, în ceea ce îl privește pe fiul meu. Cu atât mai rău pentru el. Mă temeam să nu vă supere ceea ce v-am spus. Eu am considerat că e de datoria mea, de om cinstit, să vă previn pentru orice eventualitate. Dacă nevasta mea e credincioasă, ce-mi pasă de rest? N-am nicio îndoială în ceea ce privește virtutea prințesei. Și eu la fel. Vă doresc să fiți totdeauna fericite. Vă mulțumesc, Nicolae Mihalici. Da. Dar ce prost mai sunt. Aveți dreptate. Dar chiar acum mi-am adus aminte. Sigur, acum înțeleg. Povestea lui Iuri cu romanul lui de dragoste și ea se tulbura. Vă să zic, asta e. Da. Păi, vedeți,
Însurătoare îmi trebuia mie. La 45 de ani, iau scofirea mea încrezătoare să mă însor cu o fetișca mea. Liniștiți-vă, principe. Lucrurile încă se mai pot îndrepta. Cum să mă liniștesc? Nu, niciodată. Am socotit de datoria mea să vă spun ceea ce v-am spus. Ar putea să vârși cine știe ce prostie fără să fie într-adevăr vinovat, să o compromită pe prințesă și... Da, aveți dreptate. Și atunci spuneți, n-aș fi eu cel mai nenorocit om din lume? Nu vă pierdeți cu firea, principe. Să vedem ce se poate face. Uite ce, eu sunt un om hotărât, Nicolae Mihalici. Plec chiar mâine la țară, la una din moșii, indiferent care. Da. Mă și duc să dau poruncă slujilor să pregătească de drum. O să vedeți ce om hotărât sunt, Nicolae. Da, asta e cea mai bună soluție. Da, totul domol, fără scomot. Mi-ați dovedit că sunteți un om adevărat și un adevărat prieten, Nicolae Mihalici. Da. Rămâneți cu bine. Cu bine. Ei, Alexandre, crezi că am îndepărtat primejdea? Da, Fătucă. Deocamdată. Închipuiți-vă situație. Tocmai m-am întâlnit cu prințul când pleca de aici și l-am salutat. Da. Dar el nu mi-a răspuns de parcă nici nu m-ar fi văzut. E. Nu știi, Tăducă, de ce m-o fi disgrațiat în halul ăsta? Dar nu înțelegi, dracul meu, Iuri. Te ții de cap unei femei măritate și vrei ca bărbatul ei să te salute până la pământ. Eu mă țin de nevasta prințului? Cine i-a spus asta? Păi zici și tu. Nu ești îndrăgostit de ea? Prințul habar n-avea de ce a fost mai de mult. Și prea prost să-și fi dat seama singur. Orice om cinstit era dator să-l prevină. Și cine-i, mă rog, acel om cinstit? Dumneata? Da, eu nu pot suferi imoralitatea, destrăbălarea. La vârsta mea e greu să vezi asemenea nerușinări și să taci. Așadar, dumneata i-ai spus? Da, eu. Acum n-are rost să te mai frămânți. Principele pleacă chiar mâine din oraș împreună cu soția. Ce? Te întristezi? Te întristezi de parcă n-ar mai fi și alte femei pe lume. Pentru mine nu există alte femei. Și tare aș vrea să știu cine te-a îndemnat să faci ceea ce ai făcut. Țin la tine ca la ochii din cap, Iuri. Să nu crezi că am îmbătrânit așa de tare încât să dau în mintea copiilor. Știu ce e bine și ce e rău. Și n-am să-ți dau voie să faci o faptă rea. Tată, tu mi-ai dat viață și acum tot tu mi-ai luat-o. Dar la ce mai îmi trebuie? Fără averea nu pot trăi! Ascultă, Ivan, viața mea atârnă acum de ribăcia ta. N-am bucurie mai mare, stăpâne, decât să vă slujesc cum trebuie. Dacă faci ce-ți poruncesc, poți să-mi ceri orice vrei. La ordine, stăpâne. Uite biletul ăsta. Da. Până într-o oră trebuie să fie în mâinile prințesei Ligovskaya. Am încredere în tine, dar bagă de seamă. Până într-o oră biletul trebuie să fie în mâna prințesei. Am înțeles, stăpâne, am înțeles. Ivane, stai. Ce doriți, conașule, Alexandru? Ce ții tu mâna acolo? Ia să vedem. Un bilet, a? Cine, eu? N-am nimic, stăpâne. Ia arată-mi coace, ia. Ce? Stăpâne, răgnesc și vă aud de fratele dumneavoastră. Ia vezi tu punga asta, Ivane. În ea sunt 20 de galbeni. Toți sunt ai tăi, dacă îmi dai să citesc bilețele. 20 de galbeni? Uite, eu citesc biletul numai din curiozitate. Știu să... Mă rog, dar nu cumva să mă spuneți cuiva. Mormânt, Ivane. Ha, ia bani. Conașule, să nu rupeți biletul. Nu-l rup, Ivane. Îl citesc numai. Uite, stai și tu să vezi. Soțul dumitale a aflat tot. Te iubesc nemărginit de mult, Vera. Sunt convins că și dumneata mă iubești. În noaptea asta, la ora 12, trebuie să-ți vorbesc. Voi fi în fața ferestrei despre grădina casei prințului. Meșteșugită scrisorică. Conașule, ce faceți? Mă rog frumos, conașule, dați-mi biletul. Lasă-mi-l mie, îl fac bucățele. Nu se poate, conașule. Eu dacă am poruncă să-l duc, musai să-l duc. Cu arătatul, mă rog, e altceva. Despre partea arătatului nu mi-a spus nimeni nimic. De aceea vi l-am și dat să-l citiți. Dar numai atât, bine, să-l citiți. Bine, iată-l. Da. Poți să te duci. Da. Iuri, tu ești? Da, eu. Iuri, ce ai făcut, Iuri? De
Ce mă silești să umblu noaptea ca un hoț? Am avut de ales între viață și moarte. Vreau să știu adevărul. Care e adevărul, Vera? Îți spun adevărul, Iuri, dragul meu. Te iubesc. Vera, numai pe mine. Numai pe tine. Jur pe tot ce vrei. Am greșit mult, dar dragostea mea din tâi, dragostea pentru tine a rămas aceeași. N-am putut să o smulg din inimă. Dar trebuie să ne despărțim pentru totdeauna. Nu mai pot fi fericit. Vera, te rog, Iuri, dragul meu, oricărei femei se poate întâmpla să greșească și față de alții și față de ea însăși, dar nu se poate să nu-și dea seama la un moment dat că trebuie să se întoarcă la datoria ei. Ai o datorie față de mine, Vera. Față de mine, amantul tău. Alexandru! Alexandru, ce înșelătorie! Ești o femeie ușurată, Vera. Ce înșelătorie odioasă! Ai vrut să dispui de soarta trei oameni. Toți au ajuns jocul capricilor tale și eu îi voi răzbuna pe toți. Nu te apropia de mine. Nu, prințesă, fii liniștită. Iată că-ți vine și iubitul. Iuri! Vera, Vera, îți mulțumesc din inimă că ai răspuns chemării mele disperate. Dar cine e cu tine? Dumnezeule! Alexandru! Da, eu sunt un martor al prostiilor pe care le faci. Iuri, dacă prințul te găsește, s-a sfârșit cu tine. Alexandru! Fugi, Iuri! Vera, fugi! Luminăția voastră, cu adâncă supunere vă aduc la cunoștință că la reședința de pe moșia cea mai îndepărtată totul este gata pentru primirea luminăției voastre. Bine. Am pus de s-a făcut cald în toate încăperile. Căruțele cu bagaje au pornit la drum încă înainte de răsăritul soarelui. Bine, bine, ești un administrator priceput. Rămâi deocamdată aici încă o zi, două, ca să încui și să pui totul la adăpost. Noi vom porni peste un ceas. Spune în curte că am poruncit să înhamecai la cupeu. E, și acum plec. Dă-s-te. Hei, îmi pare bine, doamnă, că ați venit. Mi-ați făcut această cinste. Îmi pare bine. Sunt la dispoziția dumitale. Da, era mai bine dacă mi-ai fi spus totdeauna așa. Nu mi-ai cerut-o. Da, pe atunci era altceva. Eram prea plecata slugă, valetul dumitale. Dar n-ai știut să prețuiești asta, doamnă. Ce n-am făcut pentru dumneata? Briliante pofteai, aveai briliante. Calești, cupeuri, șaluri, pălării, rochii scumpe, câte o moșie, toate le aveai. Ți-am fost întotdeauna recunoscătoare. Da, și din recunoștință ai vrut să-mi faci cadou o podoabă din astea la modă, ca să o port în frunte, nu? Nu suport! Nu pleca! Sunt soțul dumitale, așa că îți poruncesc după cum am dreptul. Pe scurt, plecăm imediat la țară și de acolo mai târziu, mai departe. Am înțeles. Te rog să nu am în plecare. Cum? Încerc chiar dumneata să nu... Mi se pare că aici e ceva la mijloc. Ce-i zice dacă, așa, din curiozitate, aș hotărâ să stăm pe loc? Nu, te rog din inimă să nu faci asta. Trebuie să plecăm imediat, te implor. Jur că nu mai înțeleg nimic. Dar aș vrea să știu și eu, doamnă, de ce doresc să plecăm atât de repede. Nu, nu, nu pot să spun. Ah, nu poți. Dar nici nu trebuie. Bănuiesc eu cam despre ce e vorba. Vrei să-mi arăți că ești o soție virtuoasă care fuge de adoratul ei, dar știu foarte bine că-l iubești pe Iuri Nicolaici și că el te iubește pe dumneata. E soția mea, doamnă, și n-ai voie să iubești pe nimeni în afară de mine. Am făcut tot posibilul. Lasă că de acum înainte am să fac eu tot posibilul. Am să te țin sub cheie într-un sat din stepă și acolo n-ai decât să suspini cât vrei. Ai să contempli lacul, grajdurile, grădina, câmpia și celelalte frumuseți rustice, că eu când o-i auzi de filfizona și de alte ăștia, cu harapnicul și cu câinele ies în cale de la o verstă. De dragostea dumitale, doamnă, n-am nevoie. Nu sunt eu, slavă Domnului, așa de prost, dar cinstea dumitale e cinstea mea. Ehe, de astăzi începând, sunt cu ochii în patru. Sunt hotărâtă să-mi răscumpăr vina printr-o supunere nețărmurită. Acum? Să-ți veni mintea la cap mai de demult? Sunt vinovată, dar... Păi nu sigur, numai eu sunt vinovată. Sigur, soarta-i vinovată. Soarta, nu? Sentimentele, sufletul... Trage-i cu romanele astea la modă, trage-i cu libertatea femeii, cu filozofia lor, dracu de filozofie.
prea mult ai frunzărit cărțile, doamnă. De la cărțile alea vine tot răul. De azi încolo nu-ți mai îngădui să iei o carte în mână. Ți-am spus, mă supun voinței dumitale întru totul. Voi fi sclava dumitale, dar să plecăm cât mai repede de aici și cât mai departe. Vai, ce gingă, ce frumos. Sunt atât de înduioșat încât îmi vine în minte să fac totul pe dos de cum vrei dumneata. Dar am să-ți plătesc eu pentru toate. E, acum pregătește-te, plecăm! Vă rog, mulțumim, Marfa Ivanovna. Gustați din ceea ce am pregătit acolo pe masă. Cum o mai duceți cu sănătatea, Marfa Ivanovna? E, mai, că mai pot eu vorbi de sănătate? De rămatisme, dureri de dinți. Păi da, abia ieri mi-am scos bocceluța de la falcă. E, nu se putea să nu vin la mormântarea iubiților mei Nicolae Mihalici și Iuri Nicolaici. Fiele țărâna ușoară, maică. Da, da, maică, fiele țărâna ușoară. Dar nu mi-a tu bine aminte, Marfa Ivanovna, ce fel de neamuri ți-au fost răposiații? E, păi cum ce fel de neamuri? Nicolae a fost ginerile meu. A fost bărbatul fetii mele care a murit de mult. Am spus. Așa e, da, dar o țin minte. A fost omorâtă de un cal nărăvaș, nu? Nu, no, maică, nu. A zăcut bolnavă de plămâni și a luat-o. S-o ierte Dumnezeu. Și n-a lăsat copii, Marfa Ivanovna? Au rămas doi băieți. Iuri, pe care l-am mormântat azi alături de tatăsu, și Alexandra, care s-a dus în lume după ce a făcut isprava. Ce? Care e isprava? Păi spune lumea că l-a ucis pe frate. Dar pe Nicolae Mihalăș, ce l-a ucis? Astele. Păi el nu l-a ucis nimeni. A murit de durere când și-a văzut feciorul mort, nu? Așa, va să zic că a murit de moarte bună. Fie și lui acolo, țărâna ușoară. Ce s-a mai împopozonat hârca de Marfa Ivanovna? Am griji roșii la bunețică. Cât ai o fi avut la urmă? Ea spune că... îmi spune că are 50. Am mai uitat vreo 15-20 și reata. Păi când m-am măritat eu în casa ei zburdau trei copilași. Păi dacă dumneata te-ai măritat la 40 de ani. Ei, acum vă las și eu. Mă duc să mă pregătesc de plecare, că am de făcut drum lung până acasă. Să ne vedem cu bine, dragul. Să ne vedem cu bine, mama. Se pregătește să caute prin sipete și să adune tot ce mai de preț în casa răposaților ca să le care la ea. Oră, las că știm noi. Hai să mergem, scumpa mea. Hai să mergem. Simt că nu mai pot respira după tot ce am înfurecat. O, și eu la fel, și eu la fel. Hai repejor, Ivan, ia-ți toate resturile astea de pe masă și du-le copiilor tăi. Da. Să fie de sufletul morților. Văd că și lepra de stăpână mea s-a apucat să strângă lucrurile de preț. Dar las că știu eu pentru cine le strânge. Pentru cine? Pentru mine. Vicleană mai și Daria Grigorievna. Dar vezi, vezi să-mi mai cadă și mie niște îmbrăcăminte de răposaților, că de, știi prea bine, răposații n-au ce face cu ele. Ați ascultat Chipuri din trecut de Mihail Lermontov, adaptare radiofonică de Ned David. Distribuția a fost următoarea: Marfa Ivanovna Victoria Mierlescu, artistă emerită; Vera Magda Popovici; Nicolai Matei Alexandru; Prințul Ligovski Constantin Brezeanu; Daria Ica Matache; Ivan Boris Petrov; Țăranul Nicolae Lucian Botez; Iuri Mihai Niculescu; Alexandru Ion Lemnaru. În alte roluri: Rodica Sanza Tuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Papil Panduru. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Emil Nedelescu. Regia tehnică: inginer George Buican. Regia artistică: Titel Constantinescu.